seara un punct câștigat sau două puncte pierdute? Beh, am pierdut două puncte. Sincer, ar trebui să castigăm acest meci. Un om în plus și cum am abordat al doilea repriză, n-a fost ceea ce ne dorim, pentru că oricum cu un om în plus trebuie să plimbăm mingea mai mult, să jucăm. Ne-am oprit și nu știu de ce, dar asta a fost și atunci am meritat un punct, pentru că după se poate întâmpla dacă nu închidi jocul, dacă nu închidi meciul cu un altro gol, è normale, se poate întâmpla o greșeală, o poziționare greșită sau ceva de genul ăsta, nu e problema, se poate întâmpla și după că face o remisă când ar trebui să castigăm acest meci. Bine, ce am simțit? O dezamăgire mare, pentru că ar trebui să castigăm acest match. Și nu... Dar se vedea de câteva minute bune, că nu mai, repet, am jucat mingea pe jos, nu ne-am mișcat, am jucat numai pe contre, pe battaglie, cose. Și după ei puneau mingea mereu lungă, au venit sus, au ajuns sus și a fundat și centrali, è normale che dopo si intempla, no? Non trebuie se giochi așa, dar trebuie numai să plimbi mingea, asta, să arate, personalitate și să termina meciul. Cum am jucat, se poate spune, în prima repriză, foarte bună, cu două ocazie, cu golul. Asta e ce se fac, asta e, din păcate. Da, nu știu, sincer, acum, nu, după meciul, nu... Nu stau acolo să găsesc justificare sau probleme că avem. Nu... Vom vorbi cu băieții, vom vorbi și zilele următoare și ne pregătim pentru meciul cu voluntari. Dar asta a fost o șansă importantă pentru noi, pentru măcar sta sus, acolo, că putea fi un lucru important, pentru că puteam pune presiune pe ceilalte echipe. Dar asta, din păcate, ne a oprit drumul spre... magari un classamento mai sus. E Anas non stiu are problemi, perché sa un flat Glesena și Saraco, non stiu come, speriamo zilul următor doctorul o face remene și speriamo che non va fi nimic de grave. Mulțumesc. Merci.